Antidot și antidoate, nu uitați să adăugați codul ANT1R la Supporter Creator pe Item Shop ca să vă primiți antidotul la timp. Fără glume despre codul meu ciudat, mersi! Salutare, bă băieți, eu sunt Antidot, iar în acest videoclip o să vorbim despre următoarea colaborare din Fortnite. Nu știu foarte multe informații despre această colaborare și nu știu în ce va consta, însă un anumit dezvoltator de la Fortnite ne-a dat spoiler despre această colaborare. Și este posibil să fie vorba despre o colaborare între Fortnite și încă un joc. Pe 24 mai, adică acum două zile, unul dintre dezvoltatorii de la Fortnite a făcut o postare pe Twitter, iar în următorul screenshot putem observa și această postare. Este vorba despre dezvoltatorul Sean Hamilton. De obicei îl vedem în foarte multe postări pe Reddit care au legătură, bineînțeles, cu Fortnite. Descrierea postării lui nu este atât de importantă, practic a scris că îi place cum a ieșit în poză sau la asta se referă, dar s-ar putea să șteargă postarea mai târziu. Practic au trecut două zile de când a făcut această postare și încă nu a șters-o, ceea ce înseamnă că este vorba despre un spoiler. Spoilerul pe care ni l-a dat se află mai exact pe tricoul lui și nu se poate observa atât de bine, însă eu am dat zoom la pagina de Twitter, adică nu la imagine în sine, ci la pagina de Twitter, iar pe tricoul lui putem observa cu greu că este vorba despre o colaborare. În stânga scrie Fortnite, după care X, iar în continuare scrie ceva care începe cu P sau ceva cu E, iar ceea ce am observat eu este că la sfârșit scrie Style, adică STYLE, însă nu știu ce este după X, adică ce e acolo, ce nume e acolo. În secțiunea de comentarii, o persoană a spus că este vorba despre Fortnite X Psyonix sau ceva de genul. Iar acest Psyonix este mai exact firma care a creat Rocket League. Iar Rocket League este un joc care a fost cumpărat de Epic Games, adică de cei de la Fortnite. Iar această persoană crede că va fi vorba despre o colaborare între Fortnite și acel joc, adică Rocket League. O altă persoană a scris că pe tricoul lui scrie Fortnite X Pop Tropica, care cred că este un joc. O altă persoană a scris că pe tricoul său se află Paladins Game sau Pantheon MMO sau Polygon, deoarece acest dezvoltator de la Fortnite urmărește toate aceste trei pagini și s-ar putea să fie una dintre ele, bineînțeles. O altă persoană a spus că este vorba despre Fortnite X Pokémon, ceea ce nu prea cred. Iar o altă persoană a spus că pe tricoul lui scrie Fortnite X, după care începe ceva cu E, P. Mie mi se pare că începe ceva cu P, L sau P, T sau ceva de genul, dar asta este doar părerea mea, din câte vedeți nimeni nu poate observa foarte bine și vedeți câte păreri sunt aici. Însă dacă voi vă puteți da seama ce scrie pe tricoul lui, îmi puteți spune în secțiunea de comentarii. Și bineînțeles, în descriere o să vă las linkul de la această postare ca să o găsiți mai rapid. Dar da, băbiți, cam acestea au fost toate informațiile pentru acest videoclip. Din câte putem vedea, cei de la Fortnite ne pregătesc din nou o altă colaborare și este posibil să fie vorba despre o colaborare între Fortnite și un alt joc, însă momentan nu există mai multe informații deoarece nu a fost o colaborare confirmată. Este doar un spoiler dat de către un dezvoltator de la Fortnite. În secțiunea de comentarii îmi puteți spune despre ce colaborare credeți voi că este vorba și bineînțeles ce credeți voi că se află pe tricoul acestui dezvoltator. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să spargi butonul de like. Pentru mai mult conținut cu Fortnite, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel și până data viitoare, eu am fost Antidot. Baftă!